Iarna 2016 o întâmpinăm în compania unei mașini superbe. E vorba de noul Renault Megane Estate în varianta de echipare intens cu motorizare 1.6 DCI, 130 de cai, cutie de viteze manuală, 6 trepte. Am mai avut destule Megane-uri, o să mai avem, urmează și Megane Sedan, așa că nu voi insista asupra exteriorului acestei mașini, decât la partea din spate. Fața este similară cu celelalte modele. Vestea bună este că există și un pachet GT Line, deci cu un interior și cu un exterior stilizat în tendință cu Megane-ul GT. Arată bine, sper să prindem vreunul să vi-l arătăm. Până atunci ne mulțumim cu acest intens care, în opinia mea, este unul dintre cele mai frumoase break-uri din segmentul compact. Cred că e observabil cu ochiul liber acest lucru. Mașina dispune, bineînțeles, de toate tehnologiile prezente pe orice Megane de ultimă generație, dar mai important este că are un portbagaj foarte mare, o gură de încărcare destul de joasă și, de asemenea, o lățime a spațiului de încărcare considerabilă, în așa fel încât nu doar capacitatea de încărcare generoasă în litri este un atu, ci și faptul că poți introduce în portbagaj obiecte mai mari decât ți-ai închipui la prima vedere. Așa cum se observă din lateral, o linie superbă care este formată dintr-o parte de Megane normal, da? Plus spatele de break. Ce îmi place foarte mult, au reușit să nu semene, așa cum se întâmplă la alte modele, să se vadă că e un spate cumva adăugat, forțat. Nu. Se vede clar că a fost proiectat de la bun început și în variantă sedan și în variantă break, în așa fel încât linia caroserie este superbă, așa cum se observă. Este un break lung, are 4,62 m, aproape 4,63 m, 4,626 de centimetri. Acest lucru ce înseamnă? Că, așa cum se observă, spațiu mare și la locurile din spate, observați cât de mare este portiera, acces ușor la locurile din spate și în același timp un portbagaj imens, 521 de litri, cu lățime considerabilă și gură de încărcare cu înălțime foarte joasă. Deci ușor de încărcat, cu obiecte mari și e clar un volum portbagaj foarte generos. Partea asta nu mă încântă în mod deosebit, cu această asociere de două geamuri mici, dar linia generală a mașinii este ok. Sigur, având o versiune de echipare intens, există elemente cromate, jante de 17 inci, barele de acoperiș la fel cromate, care fac ca mașina să arate realmente spectaculos. Observații de la prima vedere. Zone perfectibile. Undeva aici chiederele, mă rog, sau ușile poate nu sunt reglate cum trebuie, că se văd anumite diferențe sesizabile cu ochiul liber. Chiederul ăsta este un pic înfundat din fabricație. Deci sunt lucruri care se observă. Eu, din unghiul în care sunt aici, imediat am văzut o asimetrie acolo și în momentul în care te uiți cu atenție, observi anumite imperfecțiuni. E posibil să fie mașinile de preserie care vin la drive test, pentru că, așa cum bine știți, și la Cajar am făcut anumite observații legate de unele zgomote, scârțâieturi prin interior, consola centrală se mișca și scârțâia neplăcut, în timp ce la mașinile de serie vândute, cei care au cumpărat mi-au scris și au spus: domnule, la noi nu scârțe, nu. Ok, e posibil ca aceste lucruri pe care le sesizez aici să fie la versiunile de preserie. Versiunile de preserie sunt versiunile, iată, pentru noi, pentru drive test și, de asemenea, cele făcute, să spunem, mai în grabă. Altfel însă, îmi place mașina, este superbă și abia aștept să conduc modelul sedan, care, din fotografii cel puțin, arată la fel de spectaculos. Fiindcă, așa cum se observă, ninge, mașina este echipată cu pneuri de iarnă. Marca este Hankook, modelul Icept Evo 2, dimensiunile jantelor 17 inci, iar pneurile 215x50x17x93V. Din spate
observați ce? S-au păstrat stopurile tipice de la Meganul hatchback, atât de spectaculoase, cu semnătura caracteristică Renault. Abia aștept să le văd noaptea, că noi de-abia am luat mașina și n-am apucat să le văd, dar bănuiesc că o să semene destul de mult cu cele de la Megane hatchback. Linie frumoasă a spatelui, nu seamănă cu niciun alt break și în primul rând datorită acestor stopuri speciale. În rest, observați ce spuneam mai devreme, lățimea haionului, deci este un haion lat și iată cât de joasă este gura de încărcare, de altfel o să o vedem imediat ce deschidem portbagajul. Eșapament aparent, putea să și lipsească din punctul meu de vedere, un difuzor din plastic lucios care arată foarte bine. Mașina, o să observați că are foarte mulți senzori de parcare față, spate și lateral. E clar, e dotată cu o grămadă de sisteme pe care o să le vedeți în interior. Nu o să insist asupra lor pentru că au mai fost prezentate de multe ori. Stop integrat cu diuză de spălat luneta în stop. Luneta este un pic mai inclinată decât în mod normal la un break, cel puțin la Clio Estate e un pic mai apropiată de verticală, sau poate că doar mi se pare. Avem un eleron. Un alt aspect important, plafon complet plat, n-are niciun fel de bosaj, e o chestiune legată tot de aerodinamică. Aceste două bare de acoperiș, practic împreună cu plafonul propriu zis, creează un fel de tunel prin care aerul se scurge controlat și este evacuat controlat de acest eleron, în așa fel încât să îmbunătățească aerodinamica mașinii, bineînțeles și ajutând la îmbunătățirea efectului de a rămâne curată luneta, dacă pot să mă exprim așa, adică pur și simplu o mare problemă la break-uri și la mașinile hatchback în general este că atunci când rulează pe ploaie sau ninsoare, luneta tinde să se murdărească foarte rău. Unele mașini cu aerodinamică superioară, evoluată, au reușit prin introducerea diverselor accesorii aerodinamice să îndepărteze acele turbioane de aer care provoacă murdărirea accelerată a lunetei. Sunt curios să vedem și la acest Megane Estate care este situația. Așa cum se observă, podea complet plată, formată din niște capace. O să încerc să le ridic. Nu știu ce sunt chestiile astea, aici trebuie să-mi dau seama. Observați că se poate pune și mai jos. La fel și asta. Interesant sistemul. Da, acum realizez care e rolul acelor chestii de pe dedesubt. Sunt de fapt niște balamale cu arc. Și acest sistem este un fel de sistem de compartimentare interioară a portbagajului, destul de interesant. Da, o să revin cu chestiile astea în poziția lor normală, ca să vă mai arăt niște treburi. Da, deci în momentul de față, dedesubt, avem un fel de compartiment ascuns. Dacă ridicăm chestia asta, aici există niște pene mobile. Deci un sistem oarecum inteligent de a menține treaba asta în poziție. Evident că se pot face mai multe combinații, da? Asta poate să fie lăsată jos și cea de aici în poziția asta, după dorință. Deocamdată o să o scot pe asta ca să vedem ce este de dedesubt. Observați subwooferul Bose și un kit de pană, deci nu avem roată de rezervă, nici n-ai avea unde să o pui pentru că în locul ei este subwooferul. Și diverse cârlige pentru plasă de bagaje, lumină pe partea stângă, există și o priză de 12V tot pe partea stângă.
și clapete pe stânga și pe dreapta care permit rabatarea automată a spătarelor banchetei spate. Evident că s-a făcut economie la un mâner, nu poți să înțeleg chestia asta nici să mă omori. Nu ai nici buton de acționare electrică sau ceva a haionului și evident că în zilele care au trecut am avut câteva situații în care ieșind din mașină pe partea stângă și mașina parcată foarte aproape de alt vehicul, îți este dificil să închizi haionul. Da, în fine, e o chestie cu care ne obișnuim. În rest, finisajele foarte corecte la practic niște capace de plastic care acoperă absolut tot ce înseamnă suduri de haion și alte chestii de gen. Adică, într-adevăr, arată foarte, foarte bine din acest punct de vedere, nu te deranjează. Sub capotă, evident, același motor pe care l-am prezentat de nenumărate ori. O să vă rog să vă uitați cei interesați de prezentarea acestui motor, fie la modelul Megane de ultimă generație cu 1.6 DCI unde deja a fost prezentat motorul, fie la orice alte prezentări de detaliu. Acesta este un test scurt și o să sărim motorul pentru că nu are rost. Deci 1.6 DCI, 130 de cai și 320 de Newton, un motor excepțional al celor de la Renault. Ne interesează mai mult cum consumă pe această caroserie de break, care este un pic mai grea și are o aerodinamică diferită față de hatchback, și bineînțeles cum se mișcă atunci când este solicitat. Altfel, același motor fabulos, 4 supape pe cilindru, distribuție pe lanț, tehnologii împrumutate din Formula 1, iar integrarea sub capota acestui Megane Estate este identică cu cea pe care am prezentat-o deja la Megane Hatchback 1.6 DCI. Deci nu diferă absolut nimic.